De ziua națională, Râmnicu a intrat într-o lume de poveste după ce primarul Mircea Gutău a dat startul sărbătorilor de iarnă. Așa se face că pe 1 decembrie seara, aproape 10.000 de vâlceni și nu numai, au fost prezenți în zona centrală pentru a se bucura împreună de cel mai așteptat moment, aprinderea luminițelor magice și deschiderea târgului Decembrie Magic. Scoarul Mircea cel Bătrân i-a așteptat pe toți cu o imagine ferică, municipalitatea oferindu-ne un nou concept de iluminat festiv. Orașul arată extraordinar, este doar un început, vrem ca fiecare an să îmbătățim. Eu, în primul rând, sunt extraordinar de mulțumit de câtă lume este, fantastic de multă lume. Acest lucru demonstrează că ceea ce investiția pe care a făcut-o primăria municipiului este una bună. Mă bucur enorm că trotuarul este, patinoarul este arhiplin și tot ceea ce în jur este fantastic. Mă bucur enorm. Ce ne mai pregătim mărâmnicenilor acum, în toată luna? Multe concerte și v-am spus că această zonă va fi o zonă vie. În fiecare sâmbătă vor fi sâmbătă și duminică vor fi evenimente. Trebuie să vă spun încă o dată că sunt extraordinar de surprins de câtă lume este. Mii de oameni sunt în această zonă, nici la un spectacol extraordinar nu ar fi fost atât de multă lume. Totul este elegant, mai sunt multe lucruri încă de făcut. De exemplu, trebuie amplasate mai multe coșuri de gunoi. Dar sunt lucruri pe care le vom finaliza zilele următoare. Dar mult mai mult decât la Sibiu, că am fost prin Sibiu. Da, este extraordinar de frumos și așa cum am promis, Râmnicu va fi un oraș care va fi pus pe harta României ca un oraș în care se întâmplă ceva și un oraș în care se întâmplă lucruri frumoase. Și după cum vedeți, există o eleganță deja aici, nu mai vedeți atmosfera de bâlci, deja s-a ridicat ștacheta. Acest lucru este extraordinar. Am promis că va fi un centru foarte frumos, că va depăși în frumusețe alte zone, Sibiu, care se le dau până acum. Am reușit și mă bucur că spațiul ăsta, hulit de unii, dar bucuroși alții pentru ceea ce am făcut aici, este neîncăpător în această seară. Sunt sigur că pe toată perioada sărbătorilor de iarnă va fi lume, cum vedeți, în seara aceasta. Sunt foarte bucuros, mă bucur că patinoarul este neîncăpător, mă bucur că luminile funcționează, am avut un pic de emoție pentru că am fost aici zi de zi împreună cu domnul primar și ne-am dat tot interesul ca lucrurile să iasă foarte bine. Mă bucur că lumea în jurul nostru este fericită, bucuroasă, la un par de vin. Le doresc sănătate, un sfârșit de an nou bun, cu sărbători fericite și un an nou bun să vină și să bucure pe toată. Doamne ajută! Sinceră să fiu, nici eu nu mă așteptam să fie atâta lume. Probabil sunt și zilele libere, oamenii se bucură de ele și așa și surpriza e că chiar este frumos și toți ne bucurăm. Toți ne bucurăm. Și lumea e civilizată, adică nu văd oameni care să facă... Dar de ce n-am fi? Deci eu îi apreciez pe vâlceni și... Sunt convinsă că sunt oameni civilizați și că vom avea un oraș din ce în ce mai curat, mai frumos, pentru că e al nostru, al tuturor și cu toții ne bucurăm de el. Foarte multă lume, domnule deputat, vă aștepta să fie atât de frumos? Da, mă aștepta să fie atât de frumos pentru că am încredere în promisiunile domnului primar Mircea Gutău. Cu el am vorbit încă de pe vară că Râmnicu Vâlcea va avea cel mai frumos târg de iarnă din țară. Iată că așa și este. Mai mult decât atât, niciodată de când sunt eu în Râmnicu Vâlcea, n-am văzut atâta lume în acest centru al municipiului Râmnicu Vâlcea, un centru atât de frumos, cu căsuțe atât de frumoase și niciodată nu am văzut atât de mulți oameni fericiți ca și acum. Iată că primarul Mircea Gutău aduce fericire oamenilor, își respectă angajamentele și face ca municipiul nostru să fie unul dintre cele mai frumoase din țară, dacă nu cel mai frumos din țară. Le spun râmnicenilor la mulți ani să fie sănătos, să se bucure de tot ce face domn primar pentru orașul acesta, să avem un an nou fericit și în 2018 și mai multe realizări. Cel care a apăsat pe butonul care a prins luminițele din centrul Râmnicului a fost edilul șef al municipiului. Copiii însă au fost cei mai încântați. Cum vi se pare centrul acum? Mai ok. Da? Luminile, patinoarul, tot? Sunt frumoase. Da? Cu ăsta micu, da? Cum vi se pare? În comparație cu anii trecuți, frumos, da. Da? Da. Bun. Vrei să patinezi? Mare. Ești prea micuț. De sus. Da. E supărat. Da. Nepoțica, da? Nepoțica, da. Cum vi se pare că arată Râmnicu? Superb, da. Ce vă place cel mai tare? Totul, nu știu, atmosfera, totul e frumos. Și v-a așteptat atâta lume să vină? Da, nu credeam, cred că e prima dată când văd atâta lume. Uite, pentru nepoțica, cred că îi place, opa, zi ceva. Vrea la mașinuțe și nu avem loc. Aici îți place? Da. Ai văzut bradul, e frumos, da? Da. Ție cum ți se pare? Foarte frumos. E patinoarul artificial mai încolo, te duci? Cred că da. Da? Tu? Cum
ți se pare că e totul în jurul tău? Foarte frumos. Da? Și aștept să patinezi? Da. Dar tu cum? Foarte frumos. Da. Vezi că pe 5 o să vină și Moș Nicolae, acolo la Brad. Aștept pe Moș Nicolae să vină? Da. Ce vă place din tot ce se întâmplă în jurul noastră? Este, anul ăsta este chiar frumos și copiii au fost încântați, uimiți. Da. Și cu patinoarul vă așteptați? Wow, bine, abia așteaptă să se dea, dar este foarte multă lume. Da. Și foarte multă populație, ați văzut foarte da, și pe vremea asta a început să plouă, acum 2 ore și tot erau oameni adunați. Arată să nu mai de parcări, că nu mai există. Arată mai frumos decât în alte orașe da. Din țară. Da, e frumos. Da. Sunteți încântate? Da! Bine, mulțumim! Bună, Albița? Da, e foarte da. Bună. Ați văzut cum arată centrul? Ce vă place cel mai tare? Cel mai mult îmi place Bradul. Da. Îmi plac luminile. Luminile, da? Da. Și patinoarul? Eu nu știu unde să mă dau, dar cred că e frumos. Eu poți învăța. Poți da. Închiria patină? Da. Tu știi să patinezi? Eu știu să patinez, dar nu am știut să... N-am știut că s-a deschis și n-am știut ce mai aduc. Patinele. Marea revelație a fost însă patinoarul artificial, care a fost luat cu asalt de copii și nu numai, mai ales că, pentru cei mici, intrarea a fost gratuită. Cum este pe patinoar? Foarte bine. A așteptat de mult să se deschidă un patinoar în Râmnicu Vâlcea? Da. Da. Este mai bine aici, că este jos. Da. Și de cât timp te dai? De o oră și ceva. Și îți place, da? Da, e bine. Pentru prima oară pe patine? Nu am mai fost la patinoar. Da. Și n-ai uitat să patinezi? Că nu se uită patinajul. Nu. Tu? Tot la fel, am mai fost. Da? De ce stați pe margine? Păi ne-am oprit puțin să bem apă. A. Încet, încetișor merg. Da? Am căzut de 3 ori. Nu are nimic că te-ai ridicat. Da. Mai departe, da? Da. Bine, la vedere. Putem să te filmezi, da. Pe lângă bradul de Crăciun, patinoar și cele 28 de căsuțe din târg care aduc mirezmele și bucuria sărbătorilor tradiționale, oferind tuturor posibilitatea de a gusta delicii dulci, dar și de a cumpăra cadouri specifice de sezon, în scuarul Mircea cel Bătrân vor putea fi admirate o reprezentare tridimensională a scenei nașterii lui Iisus și un copac al dorințelor care va fi pe placul mai ales al celor cu sufletul tânăr. O biserică monument istoric din comuna Sutești a ars din temelii duminică după amiaza. La vederea turlei în flăcări, credincioșii au sunat disperați la pompieri. Din păcate, construcția din lemn a ars până în temelii, în ciuda eforturilor depuse de angajații ISU și localnici. Intervenția a durat aproximativ 4 ore. Pentru stingerea incendiului s-a acționat cu 4 echipaje de stingere cu apă și spumă. S-a lucrat până la lăsarea întunericului, biserica fiind din lemn aproape în totalitate, s-a luat fiecare zonă aprinsă, s-a luat la mână și s-a lucrat până târziu. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 19. Pompierii urmează să stabilească astăzi cauzele care au stat la baza producerii incendiului. Cauza care a dus la producerea acestuia urmează să se stabilească în cursul zilei de astăzi. Vorbim despre pagube însemnate? Vă dați seama, fiind o biserică de patrimoniu, sunt destul de consistente. Urmează să se facă o evaluare în perioada imediat următoare. Biserica cu hramul Sfinților Voievozi a fost zidită în anul 1822 și a cunoscut de-a lungul timpului mai multe refaceri, ultima în anul 1959. Uzinele Sodice Govora sunt câștigătoarele marelui trofeu al Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea de anul acesta. Societatea administrată de polonezii de la Cech Soda România au reușit anul trecut să înregistreze cea mai mare cifră de afaceri, dar și cel mai mare profit între firmele vâlcene. Pentru aceste rezultate, Cech România a primit trofeul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, distincție care, începând din acest an, se numește trofeul Simian. Știința tuturor! Noi până acum ofeream acest trofeu sub numele Trofeul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea. Ei bine, pentru prima dată astăzi, ca la șirea cea al comunităților, trofeul se va numi Simian. De ce Simian? Pentru că, așa cum știți, în Vâlcea a existat un mare industriaș, poate cel mai mare pe care l-a avut Vâlcea, Mitică Simian,
poate o analogie cu Mitică Crăciunescu, Mitică Simian, care a fost și președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea timp de 23 de ani. Așadar, premiul pe care îl oferim se numește premiul Trofeul Simian. Dar înainte ce trec la punct, am să mulțumesc tuturor. Cei care au stat lunga noi, alături de noi, care și cu gândul bun ne-a sprijinit în ultimele 5 ani când am trecut prin cele mai grele momente restructurizării și care ne-au sprijinit, ajutat și mulțumesc căruia suntem unde suntem. Dar am și aici, în inima, o grupă de oameni deosebiți care sunt alături de mine, echipa, reprezentanții echipei chiar Sodei, managerii care stau acolo la cele două mese, vă mulțumesc mult! A muncit greu ei, subordonații lor, muncitorii, și trebuie să recunosc și înțelegere, partnerul nostru social, Sindicatul Sodistului, era un punct de succes. Am ieșit din probleme. Gala firmelor vâlcene, evenimentul cel mai important al economiei județului, s-a desfășurat pe 29 noiembrie la Râmnicu Vâlcea și a adunat peste 1200 de firme din tot județul, împărțite pe diferite domenii de activitate, care au reușit să se descurce în anul 2016 și chiar să obțină profit, între ele și firme care se situează pe poziții fruntașe în topul național, branduri cunoscute ca Diana, Damila, Anabela sau Boromir, care de ani buni contribuie la menținerea economiei județului. În primul rând e recunoștința și mulțumirea pentru familia Diana. E conceptul pe care, nu știu, probabil vă e deja cunoscut, pentru că noi am spus tot timpul că nu suntem doar o companie, suntem o familie foarte mare. În grupul de firme Diana lucrează peste 1000 de angajați și asta nu poate decât să ne bucure că avem alături de noi oameni profesioniști și cu care împreună am putut să ajungem atât de departe. În general suntem în capitalism și capitalism înseamnă mișcare de capitaluri, capitalurile înseamnă atât umane, financiare, etc. Probabil cei care se vaită, nu vreau să fiu unul dintre ei, e multă luptă, multă muncă, e continuitate, perseverență și pe asta înseamnă la un moment dat succes, reușite, eșecuri, iar reușite, iar succesuri, iar eșecuri. Totul e să iasă pe plus. Pe ansamblu însă, economiei vâlcene nu îi merge foarte bine. Fără investiții importante din partea străinilor și fără un ajutor consistent din partea autorităților locale, agenții economici locali nu se descurcă prea bine. Și asta au constatat și organizatorii galei, cărora în ultimii ani le-a fost destul de greu să întocmească topul. Cred că am putea să facem mult mai mult. Oamenii de aici din Vâlcea au posibilitatea, au puterea, au știința să facă mai mult decât poate să facă acum. Și nu e vorba numai de cei care au făcut. Ei sunt în stare, e clar, dar este vorba și de alți oameni care ar putea să se înhame la o treabă din asta de dezvoltare a economiei pentru ei și pentru județ. Între câștigătorii de anul acesta s-a aflat și Primăria Râmnicului, care a primit trofeul comunității, distinția acordată reprezentanților administrației publice locale pentru rezultatele deosebite în sprijinirea economiei locale, în timp ce firma Faurecia a fost declarată investitorul străin al anului 2016. La întocmirea topului Camerei de Comerț se ține cont de rezultatele financiare ale firmelor, premiate fiind doar acelea care reușesc să obțină profit în afaceri. Gest șocant la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea. Un pacient în vârstă de 67 de ani a decis să-și încheie socotelile cu viața duminică dimineața, aruncându-se pe fereastra de la etajul 4 al unității medicale. Bărbatul suferea de o boală incurabilă și fusese internat în secția medicală în data de 1 decembrie. În noaptea de sâmbătă spre duminică, vâlceanul s-a simțit din ce în ce mai rău. Profitând de un moment de neatenție din partea rudelor și a personalului medical, pacientul s-a aruncat pe fereastra rezervei în care fusese internat direct pe acoperișul bucătăriei spitalului. La vederea echipajelor de intervenție, bărbatul s-a aruncat și de pe anexa unității medicale. Acesta a pierdut lupta cu viața la scurt timp, în timp ce medicii de la unitatea de primiri urgențe îl resuscitau. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care efectuează cercetări pentru moarte suspectă.
liber la preluarea în administrarea centrelor de asistență medico-socială înființate prin hotărâri ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori de către consiliile județene. Guvernul a adoptat în acest sens o ordonanță de urgență de modificare a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. Până acum, doar căminele din orașele cu mai puțin de 5.000 de locuitori puteau intra în administrarea Consiliului Județean. Condiția trecerii acestor unități în responsabilitatea administrativă și financiară a forurilor județene va fi însă că atât consiliile locale cât și cele județene să fie de acord cu această preluare. Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-socială sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, cu o situație socială precară aflate în imposibilitatea de a-și dezvolta propriile capacități și competențe pentru integrare socială. Potrivit normativului nou adoptat, Consiliul Județean va fi instituția care va stabili bugetul fiecărui cămin preluat, structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, dar și schema de personal din fiecare unitate. Asta întrucât noul administrator va asigura salariile angajaților, cu excepția medicilor și asistenților medicali, cheltuielile pentru hrană, bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților preluate, fondurile pentru reparații, consolidări, dotări. Luna aceasta în județ vor avea loc mai multe burse ale locurilor de muncă. Astfel, marți 12 decembrie 2017, începând cu ora 9, AJUFM Vâlcea, împreună cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților din Râmnicu-Vâlcea, organizează Bursa Forței de Muncă în municipiu reședință de județ. De asemenea, AJUFM Vâlcea va organiza burse ale Forței de Muncă și la Horezu, în data de 13 decembrie 2017, precum și la Drăgășani, în data de 14 decembrie 2017. La eveniment sunt așteptate să participe persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă, indiferent de statutul social, precum și angajatori din județul Vâlcea, care doresc să angajeze forțe de muncă în sectoarele economice deficitare. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea să intre în contact cu angajatorii prezenți și pot identifica mai multe variante de angajare, iar agenții economici participanți la bursă pot să-și recruteze personalul direct, fără intermediar, în funcție de cerințele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. Oferta locurilor de muncă va fi completată și cu joburile vacante din Uniunea Europeană. La Râmnicu-Vâlcea, bursa din 12 decembrie se va organiza la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților din Bulevardul Calea lui Traian, numărul 98. Angajatorii din județul Vâlcea, care doresc să participe la acest eveniment, trebuie să depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul ALOFM Râmnicu-Vâlcea, strada Dacia, numărul 8, etajul 3. Cadastrare gratuită pentru 6 localități vâlcene. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. Lista ilustrează unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural în care se vor desfășura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor care vor beneficia de finanțare din fonduri europene, structurale și de investiții în cadrul axei prioritare 11 a programului operațional regional 2014-2020. În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023, sunt cuprinse 660 de comune din toate județele țării, printre care și localitățile vâlcene, Berislăvești, Bujoreni, Câineni, Perișani, Racovița și Vaideeni, care beneficiază de fonduri europene. În preajma sărbătorilor de iarnă, Catedrala din Ostroveni a fost resfințită. Duminică 3 decembrie, Biserica Înălțarea Domnului din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu-Vâlcea a fost sfințită din nou, după ce lăcașul de cult a fost renovat. Slujba de resfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. La eveniment, participând pe lângă preoți și prelați, sute de enoriași din Râmnicu-Vâlcea, dar și din localitățile învecinate. Care este un om foarte credincios și care este foarte apropiat de toate bisericile din Vâlcea. De curând a terminat lucrările de amenajare la Biserica Sfântul Matei și la Petrișor, dar și domnului Constantin, președintele Constantin, care s-a implicat și a ajutat și a spus ca drumurile către mănăstiri să fie drumuri decente pe care oamenii să poate merge ca să se țină, să se reculeagă la Sfântul Matei.
dumneavoastră tuturor vă doresc la mulți ani și, de asemenea, ca Dumnezeu să vă dea tot ceea ce înțelegeți atunci când lucrați în această familie. În această vară, lăcașul de cult din cartierul Ostroveni a intrat în renovare, atât fațadele exterioare, cât și interiorul, beneficiind de o schimbare majoră. În plus, autoritățile locale din municipiu au dat o altă înfățișare și parcului care se află în apropierea bisericii. Catedrala din cartierul Ostroveni a fost târnosită pe 9 septembrie 2003 de către arhiepiscopul Gerasim. Ca model, aceasta este asemănătoare Bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol și, pe lângă Înălțarea Domnului, mai poartă și hramul Adorării Maicii Domnului. Vitraliile din biserică au fost realizate de artistul plastic Gheorghe Dican, iar pictura poartă semnătura pictorilor Emil Gheorghe și Ion Stoica din Târgoviște. Nu știți încă ce cadou să-i oferiți copilului dumneavoastră de Moș Nicolae sau de Crăciun? Biblioteca Județeană Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea vine cu o sugestie și vă propune pentru al 12-lea an consecutiv un târg de carte adresată copiilor de toate vârstele. De pe rafturi nu lipsesc volume de literatură, de limbă străină, enciclopedii, albume și cărțile de povești sau de colorat, prețurile fiind pentru toate buzunarele. Un târg care deja a devenit o tradiție pentru Biblioteca Județeană Antim Ivireanul. Un spațiu pe care îl dorim ar a fi pentru toți cei care doresc și iubesc cărți. De altfel, dorința mea a fost aceea să avem în mijlocul nostru copii, pentru că, până la urmă, ei reprezintă viitorul. Ei sunt cei care mai târziu ne vor face mândri pentru ceea ce facem noi astăzi. Ediția din acest an a târgului de carte pentru copii și tineret s-a deschis astăzi și își așteaptă vizitatorii până miercuri, în fiecare zi între orele 10 și 18, la parterul Bibliotecii Județene. Mă bucur foarte mult că astăzi aici, pe lângă librării și edituri, avem și foarte mulți copii. Mulțumesc cadrelor didactice care au venit cu ei aici. Dacă reușim să-i familiarizăm cu cititul și să descopere tot ce interesează pe ei din cărți, cred că ne vom face datoria atât dumneavoastră cât și colectivul bibliotecii. Scopul acestui târg este să atragă cât mai mulți tineri în lumea cărții, mai multe edituri din țară fiind invitate să-și prezinte oferta. Sărbătorile de iarnă organizate de municipalitate în centrul Râmnicului vor continua marți 5 decembrie, când de la ora 17 cei mici sunt așteptați să îl sărbătorească pe Moș Nicolae, în cadrul unui spectacol de animație cu personaje de poveste, dar și cu multe surprize dulci. Spre seară, cei prezenți în scoarul Mircea cel Bătrân vor avea parte de un concert extraordinar de colinde, susținut de ansamblul de muzică tradițională Icoane, condus de Ioan Bocșa. De la ora 18, vechile colinde românești vor fi aduse la viață de un concert extraordinar de colinde susținut de ansamblu de muzică tradițională Icoane, condus de profesor universitar dr. Ioan Bocșa, cunoscutul solist de muzică populară și cadru didactic al Universității de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Concertul se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului. Weekend al lunii decembrie este extrem de aglomerat în ceea ce privește voleiul feminin al cadetelor, competiție rezervată echipelor având în componență jucătoare de până la 14 ani. 12 localități din toate colțurile țării găzduiesc tot atâtea turnee, contând pentru cea de-a doua etapă a campionatului național. După Câmpul Lung Mușcel, Râmnicu Vâlcea și Târgu Mureș, echipa noastră de filmare a ajuns acum în orașul de sub Câmpa, aici unde gazdă este juvenil Nicolae Titulescu Brașov. Președintele clubului, profesorul Viorel Raicu și antrenoarea Monica Salcău au înscris în competiție două formații în grupa 8-a, seria fiind completată de Cetate Deva și Clubul Sportiv Școlar Sibiu. 1 decembrie 2017, Ziua României, a fost sărbătorită prin muncă de Sport Club Juvenil Brașov, sala de sport a colegiului Nicolae Titulescu fiind locația în care, timp de două zile, s-a derulat cel de-al doilea turneu din totalul de 4 pe care trebuie să-l organizeze fiecare echipă care a fost repartizată în această serie.
Juvenil 1, 9 puncte, Juvenil 2, 6 puncte, Clubul Sportiv Școlar Sibiu, 3 puncte, Cetate Deva, 0 puncte. Aceasta era ordinea în clasamentul grupei după primul turneu derulat în weekendul 4-5 noiembrie, tot aici la Brașov. Evident că principalul obiectiv al clubului de sub Tâmpa era să își consolideze aceste poziții, ținând cont de faptul că la finalul celor 4 turnee, primele două clasate vor continua lupta, fiind calificate la turneele semifinale. Lidera seriei, Juvenil Brașov 1, în echipament roșu, a deschis turneul având ca adversară deținătoarea Lanternei Roșii, Cetate Deva. Capitanul brașovencelor, Ștefania Cheluță și colegele sale au făcut un adevărat antrenament cu public, scorul 25-0 consemnat pe tabela de marcaj la capătul primului set, fiind elocvent în acest sens. Se poate spune că greul a apăsat pe umeri Irinei Răileanu, care a fost nevoită să expedieze toate cele 25 de serve. În următoarele două seturi, o ușoară relaxare a brașovencelor le-a permis oaspetelor să obțină 13, respectiv 15 puncte. Lidera seriei a acumulat așadar primele 3 puncte, așa cum avea să o facă și în ziua următoare, când și-a trecut în cont alte două victorii și a atins punctajul maxim. Cum a fost pentru tine meciul cu Deva? Un meci ușor, primul set l-am luat la 0, dar ne-am neglijat echipa și nu am putut să oferim un spectacol așa cum trebuia, dar am câștigat într-un final. A fost un meci de pregătire, am perseverat, am fost unite ca echipă și cred că asta ne-a ajutat pe noi pentru meciul greu de mâine cu Sibiul. A fost un meci foarte frumos, a fost un meci de pregătire pentru meciul de mâine, pentru că o să avem un meci foarte important pe care vrem să-l câștigăm. S-a văzut că am colaborat, că am jucat în echipă și că suntem o echipă unită și sperăm să le câștigăm și pe celelalte, să ajungem pe locul întâi. Mă bucur că am câștigat. Primul meci am reușit să-l câștigăm cu 25-0. Pe parcurs ne-am pierdut, dar am reușit să ne mobilizăm și am reușit să câștigăm. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost un meci foarte frumos, plin de surprize și prin munca în echipă și prin colaborare am reușit să-l câștigăm. A fost un meci de început de sezon, a fost ușor, dar mă bucur că am reușit să facem și un set 25-0. Și așteptăm să vedem ce vom face meciurile următoare. A fost un meci destul de frumos, este un meci de pregătire pentru ziua care va urma. Sunt mândră de colegele mele care s-au străduit și au fost unite pe parcursul meciului și sperăm ca și mâine să avem două victorii. A fost foarte frumos, prin muncă în echipă, lucru și ambiție am ajuns la acest rezultat. A fost un meci la început de turneu, deci nu, cred că părerea mea nu a fost chiar așa de greu și prin muncă în echipă și perseverență am reușit să ajungem la acest nivel și să câștigăm. Meciul meciurilor s-a disputat între Juvenil Brașov 2 în echipament roșu-negru și formația din Sibiu. Oaspetele erau dornice de revanșă după ce în primul turneu brașovencele s-au impus mai mult sau mai puțin surprinzător cu 3-0. Determinarea sibiencelor a dat roade în primul set, la capătul căruia s-au impus cu un categoric 25-9. În actul secund, brașovencele au dat semne de revenire, însă eforturile lor nu au fost suficiente pentru că oaspetele au câștigat din nou, de această dată cu 25-20. Și în setul al treilea, Sibiul a început mai bine, iar la primul time-out tehnic, oaspetele conduceau la limită, 8-7. Din acel moment, gazdele au jucat fără greșeală, s-au dus la 7 lungimi, un avantaj greu de recuperat și în cele din urmă Brașovul a redus diferența la seturi. Chiar dacă brașovencele erau pe val, oaspetele au reușit să stăvilească elanul gazdelor la începutul setului 4, atunci când Sibiul conducea cu 10-3 și se părea că soarta jocului este decisă. Nimic mai fals, pentru că antrenoarea Monica Salcău a știut cum să-și motiveze elevele. S-a ajuns la un incredibil 15-13 în favoarea fetelor de la Juvenil 2, după care am asistat la primul dintre cele mai lungi schimburi de minge ale partidei.
Un punct deosebit de important care a dus Brașovul la trei lungimi, aceeași diferență fiind consemnată și la finalul acestui set. Egalitatea la seturi a fost restabilită, astfel că meciul a fost trimis în tie-break, set care se joacă până la 15. În prima jumătate a decisivului am asistat la cel de-al doilea schimb de mingi maraton, la capătul căruia Brașovul a obținut punctul pentru 8-4. Brașovencele au schimbat atât terenul cât și accelerația pe care au trecut-o într-o treaptă superioară de viteză, motiv pentru care, înaintea ultimului punct al maratonului sportiv, conduceau cu 14-7 și se aflau la serviciu prin Ana Maria Ghimbășan. Ziua României v-a adus două cadouri frumoase, în special al doilea. Amândouă au fost frumoase. Frumos a fost și al doilea, dar a fost greu la început. Dar sunt cea mai fericită că victoria este a mea, a echipei, a clubului. Și chiar dacă am pornit greu, am finalizat cu rezultat bun. Și sunt mândră de asta și le mulțumesc fetelor pentru tot ce au făcut. Le mulțumesc părinților care au fost alături de noi. Și sunt cea mai fericită pentru că pot totodată să mulțumesc și celor care ne ajută, întregului staff, întregilor persoane care ne sprijină, sponsorilor și nu în ultimul rând celor care vor să facă volei la Club Juvenil Brașov. Cum a fost pentru tine acest meci? A fost un meci foarte greu și ne bucurăm că am reușit să câștigăm și ne-am mobilizat. Acest meci a fost foarte, foarte, foarte greu, dar sunt mulțumită de noi că ne-am ambiționat și totuși am câștigat. A fost foarte greu, ne cunoșteam adversarele de anul trecut de la minivolei, știam că sunt bune și în sfârșit le-am bătut și nu-mi vine să cred. A fost un meci plin de emoții, eram pe punctul de a pierde, dar ne-am ambiționat, ne-am adunat și îmi cer mii de scuze echipei pentru greșelile pe care le-am făcut, însă am câștigat. A fost un meci foarte greu, dar fiind o echipă am reușit să-l câștigăm. Pentru mine a fost un meci dificil, dar mă bucur că am egalat și chiar dacă le-au condus cu 2-0, noi ne-am adunat, ne-am comportat ca o echipă și am reușit să câștigăm meciul. Acest meci a fost foarte greu, dar mă bucur că ne-am mobilizat și am reușit să câștigăm. Acest meci pentru mine a fost greu. La început am pierdut primul set și ne-am demoralizat, dar după aia am început să ne comportăm ca o echipă și am câștigat. Sincer, n-am crezut că o să câștigăm când am văzut că aveau două seturi, dar se pare că ne-am ambiționat toate și am reușit să câștigăm și sunt foarte fericită. Ați întors soarta unui meci ce la un moment dat părea pierdut. Da, părea pierdut, însă am avut încredere în fete pentru că știm ce lucrăm și cât se muncește la antrenament, cât lucrează doamna Monica cu ele și sunt mulțumit că au un caracter puternic, un caracter de învingător care l-au format prin procesul de instruire al nostru și așteptăm ziua de mâine când vom avea cu juvenilul 1 împotriva Sibiului și atunci vom avea locul 1 asigurat 100%. Dar vreau pe această cale să-i transmit lui doamna Deculai, lui doamna Butuza, lui domnul Paraschiv că vin sărbătorile de iarnă și rog să sprijine aceste copile care, uitați, în zi de sărbătoare, nu stau pe stradă, nu se distrează, stau în sala de sport și ne aduc numai satisfacții.
Grupul sponsorilor a fost reprezentat la sală de președintele de onoare, canadianul Michel Cuillard. În urma acestor rezultate, echipele clubului juvenil Nicolae Titulescu Brașov încheie anul 2017 pe primele două locuri în clasamentul seriei și asta pentru că următorul turneu este programat la 3 februarie 2018 și va fi găzduit de echipa din Sibiu. Atât de la Brașov, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.